Dispoziția numărul 520/15/2021 privind convocarea Consiliului Local a Comunei Ștefan cel Mare în ședință ordinară cu data de 22/9/2021 ora 10. Pentru se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Cămilor Cultural Ștefan cel Mare de Zubator, participare fizică a consilierilor locale. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de veșituri și cheltuielile în semestrul 3 al anului 2021, inițiatorul Vasile Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Și punctul 2. Privind acordarea unui premiu și a unei diplome unui cetățean al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, la linia vârstei de 101 ani. Inițiator, domnul Vasile Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Propun-se pe aprobare cele două. Domnule președinte, dacă îmi permite, să avea o rugăminte la început de ședință. Da. Să respectăm exact punctele, nu să vorbim după, nu dumneavoastră, în general noi colegii, să vorbim după, mă rog, după urechile. Deci să respectăm exact ce este. În momentul în care cineva se vede că se vorbește în plus, vă rog frumos să fie răspuns, fără să fie întrebat. Atât. Vă mulțumesc. Vreau să stai, dacă nu sunt diverse. A, da. Avem și punctul 3, îmi cer scuze. Nu aveți să te ia, că vreau să fac. Sunt diverse, da. Sunt punctul 5. Deci, când o să ajungem la punctul 3, o să vin la cuvânt în ordine și o să... Da? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2021. Dau cuvântul la domnul Vădrat. Doamne, cum ați citit și în material, se propune rectificarea bugetului, în primul rând cu mărirea veniturilor cu sumele primite la rectificare bugetară, 78.000 sume locale din codele defalcate din impozit de venit pentru echilibrarea bugetelor locale și 88.000 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Și încă o sumă de 50.000, sumă care este direct direcționată spre actualizarea publicului comun. Mărind veniturile, sumele se direcționează pe partea de cheltuieli, sumele venite pentru, de la rectificarea bugetară sunt alocate autorităților publice pentru bunuri și servicii, total de 166.000, și de acelea 50.000 rămân pentru actualizarea. Mai observați aici două modificări la capitolul de ordine publică și siguranță națională. Este vorba despre o sumă de 3,52.000 lei. Sunt niște sume venite din concediile medicale de anul trecut, sume pe care le vom folosi anul acesta. Ele vor merge la cheltuieli de personal unde este nevoie. Iar la asistență socială se retrag 20.000 de la ajutoarele sociale numerar și se depun pe cheltuieli de personal pentru că au fost mai mult nevoie la acest capitol, fiind mai multe persoane angajate ca asistent personal, pentru persoane de dizabilități. Dacă aveți întrebări și pot să vă mai vorbesc cu ceva, să vă răspundeți. Dacă nu sunt întrebări sau obiecții, propun să le aprobare a punctului. Da, da. Punctul 2. Privind acordarea unui premiu și a unei diplome unui cetățean al Comunei Ștefan cel Mare și ocupator la primirea vârstei de 100 ani. Da, este vorba de domnul Sara Nicolae, din satul Mecoiești, care luna septembrie a primit vârsta de 101 ani. Știți ce am trecut, da. Tot în cadrul unei ședințe de Consiliul Local, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, i-am oferit o diplomă de onoare și o sumă modică de 1000 de lei. Așa vom proceda și anul acesta. Numai că nu-l mai avem în rândul nostru, este un pic bolnav, am primit răspunderea rândului dumnealui, este un pic bolnav și apoi o să ne deplasăm la locuința dumnealui pentru a-i
în mâna acești bani și această decizie. Foarte bine. Ok. Dacă nu avem obiecții, comentarii, propun spre aprobare. Da. Iar la punctul 3 avem diverse. Vă rog să vă înscrieți ce dăm, cum dorești. Dacă vreau că vă mulțumesc. Da, exact. Nu mă opri. Până la diverse, nu mă opri. Da, da. Avem o cerere din partea telefonului pentru închirierea unei suprafețe de teren unde este amplasat releul pe izlaful din satul Rădeana. Cei mai vechi știți că aveam contract cu Cosmoteul. Da. Deci această antenă a fost a Cosmoteului. Prin fuziuni, sau, mă rog, nu știu cum s-a procedat, Telecom a preluat și Cosmoteul și solicită în continuare închirierea spațiului respectiv. Deci eu vin în fața dumneavoastră și dau, spun ceea ce doresc cei de la Telecom, urmând ca noi să facem un plan de amplasament, un plan de situații al terenului respectiv, facem o evaluare cu un evaluator autorizat și după aia scoatem la licitație suprafața respectivă. Deci asta ca dumneavoastră să știți ce urmează cu această suprafață teren. Vreți să dau citire scrisoarei de intenție a celor de la Telecom? Da, aceeași suprafață pe care o știți. Eu știți că de ani zile sus aici la Brădeana. Deci e o suprafață de 300 de metri pătrați, suprafața aferentă releului și calea de acces de la drumul comunal până la releu. Ce vreau să spun, la diverse, bineînțeles, s-a confirmat de că acela ședința de luni, persoane din Consiliul Local care, de fapt, nu-și cunosc comuna, ca să spună domnul Titi Dohotaru, că saltul de Băbana, fostul saltul de Băbana, începe de la Canada. Deci, eu i-aș ruga pe colegii mei, în primul rând, să vorbim de ce, să vorbim ceva ce e real, nu să vorbim să ne aflăm întreabă. Pentru că domnul Leonard Cuitoru, e ceva mai vechișor, că a fost și consiliul de Bucănești, sunt adversi, dacă ne convine ce să vorbești, dacă începe cu bârfă și cu prostii și urmă, poate foarte frumos mă pot dedica să plătura ședință, dacă permite, eu așa știu. Deci eu vreau cine să-mi scrie la cuvânt, să fie oameni decenți, să vorbească exact ce este, nu să merg de ciocănărie, că de să stăm să trec. Vă mulțumesc. Lumea o să înțeleagă că eu sunt în cauză. Nu, n-ați înțeles, v-a spus cel mai vechi meserie. Ne avem două piese pentru patru locuri și o să fac deci o propunere pentru patru locuri de copii care am vrea să facem. Da, dar trebuie să găsim și să înțelegem asta. Nu am să propune, deci nu înțeleg de ce mi s-a adresat în locul. Păi de asta doar n-am înțeleg. Exact ce a fost mai proiect. Veniți cu proiectul cu tărâne, ședință următoare. O să vină, deși trebuie de copii. Deci noi am avut o creată, dacă ați scris și dumneavoastră să vedeți despre ce este vorba. Și o să mergem în continuare, poate reușim să facem și dacă tot scrie domnule primar, asemenea, duceți la primării, îi dați mie, la secretar, ce treabă are secretar, că dumneavoastră vă adresați mie. Deci firma asta, ați vorbit cu o firmă. Da.
Și ei pot pune la dispoziție aceste materiale contra valorii de 44.910 lei, nu? Da. Fără TVA. Oferta este valabilă 10 zile. Ați identificat vreo sursă de finanțare? Deocamdată nu, dar... Păi asta e valabilă 10 zile. Și dumneavoastră de aia am verificat. Sperăm și de ajutor dumneavoastră și tuturor ca să facem niște parte cu totul. Noi am mai avut o discuție într-o ședință anterioară. Și mai avem răbdare. Prin care... Știți că v-am spus că la începutul anului, prin martie, noi am aprobat un buget de venituri și cheltuieli. Știu, asta. Da. Deci ce este aici, este ceva pe investiții. Se regăsește cumva în lista de investiții anului 2021? Nu se regăsește. Nu se regăsește. Venita s-a susținut de an, când bugetul este pe terminate și spune să facem o cheltuială de... Credeți dumneavoastră că dacă... Doamna Munteanu, haideți dumneavoastră că dacă am avea bani, noi nu găsim oferte pentru... Nu, dar măcar dacă am începe, nu știu, măcar să facem un anul toate satele odată, un sat odată, un sat odată, pe rând, câte... Că nu vă zicem că trebuie să facem la toți odată. Măcar începe, nu facem acum la Ștefan cel Mare sau facem acum la Vinșoara. Unii sunt mai mulți copii, deci ne orientăm, unii sunt mai mulți copii, unii ar fi necesitate prima dată. Eu sunt de părere să veniți cu niște propuneri decente, să zicem. Da, astea nu sunt decente, domnul primar, să vorbește de copii, Să vorbește de copii. Copiii au destul de condiții la școală. Asta așa e, la școli au... Așa, ați auzit și materialul prezentat de doamna director în ședința de 9 septembrie. Deci au destul de condiții. Copiii când merg acasă, nu mă grijă asta, acum nu au, și mai ales și ziua se micșorează și noi le facem locuri de joacă acum la copii, în loc să ne gândim să facem altceva pentru comunitate. Da, mă rog. Este... Veniți cu proiect de hotărâre, îl supuneți Consiliul Local, Consiliul Local dacă este de acord și să identificați și sursa de finanțare. Că nu puteți să spuneți că eu când vin cu o propunere pentru o investiție, vin și cu sursa de finanțare. Deci, ați observat treaba asta. Identificat o sursă de finanțare și noi nu suntem contra. Facem câte două locuri de joacă, să avem și tenis, câte două locuri de joacă pe fiecare sat. În funcție de numărul de copii. Da. Da, mulțumesc. Domnul Marcos, îmi doriți să facem ceva cu puntea aia la Moara. Deci vine bruma, vine zăpada. Deci acolo dacă îți fuge piciorul, n-ai de ce să te sprijin. Te duce la apă. Da. Eu știu. Știu problema. Așa. Uite, acum ca un răspuns la... vă rog, dacă sunteți de acord, fac o adresă la... Ocolul Silvic, să ne marci câțiva stejari în pădurea primăriei, să-i debităm și să înlocuim podirea la pădure. Da, deci asta da, trebuie schimbat, podirea. Da, și sudate balustrate. Bun, sau... bine, are o problemă. Da. Și să nu punem toți scândul, dacă punem să rămână dulap de 4, 5. Dulap de 4. Scândura, cum a fost pusă, că știm de ce a fost pusă. Nu, punem dulap. 10 dolari de plus. Dar deci, dacă sunteți de acord, ca să facem adresă la... Bineînțeles, cum da. Că am mai făcut o dată. Tot pentru... Dacă știți dumneavoastră, am aricat în păduri. Eu nici n-am fost. Gabi știe mai bine că el are în pază pădurilor, primării. Și s-a găsit un consilier binevoitor, s-a să facă poze la ceva, parcă luam noi lemnul de acolo, care era pentru biserica de la Bogdan. În anul de unul. Cei mai vechi știu. Ia lasă, te evitează, e un metraj care se face. Faci una pe fișcă, sigur că da. Zici că ai marcat 20 de... Dar nu să marcăm 2, 3, 4 stejari ca să facem poze la...
sus la Liban. Da, așa acolo mai mai să puteți să o deteriorați. Facem și pentru un gol. E mai important să facem o măsurătoare, să vedem cât trebuie și... Da. Da. Și asta, profesor. Eu? Nu? Nu, da, după domnul, vreau să vă vin cu rugăminte, să vă reamintesc de fapt. Oare de-aia mai sunt niște lucrări restante, lucrări mărunte, dar trebuie să rezolvate. Unul, prelungirea șanțului de colectare sus. Știți povestea? Da, da. Încă, da, pentru colectare, că eu știu, vine tot la noi. Nu, încă nu. Încă nu. Dar probabil într-o săptămână ce da. Se coteze. Da. Doi, la Vâlcică, la Usache, la Usache. De apa a săpat pe după beton și stă să prăvălească, cred că trebuie furnat beton. Acolo trebuie neapărat să contractăm o firmă, chiar dacă o să fie o valoare mică, nu sunt așa, dar nu o să avem de posibilitate să facem o frage, să punem betoane. Da. Da, și am înțeles că mai fi scorturi cu mult timp de bisericii. Mai din când da, mai trebuie, nu știu ce se întâmplă. Da, 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 e hidrat, acolo care deci pe la hidrant. Mai e, dar pe la hidrant. Deci trebuie săpat, anulat hidratul și pus. Da, 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 mulțumesc. Poate până să vedem la baie, e posibil ca să facă cineva un canile în sac. E posibil să facă cineva un canile în sac. În orice seamă, poate ar fi comună. Ce se facă? Un canile, o... Din asta, cum îi spune, pentru câini. Canile, zicea. Dar avem un contract. Avem contract cu o firmă din Târgu Orna. Așa. Pentru câinii bagagos, nu? Am știut de asta, da. Dar să fie cineva o persoană fizică să facă, să cumpere o casă, să facă așa ceva, așa, e posibil? În interiorul satului, nu. Corect. Eu nu știu, dar cum cumva la cel puțin 500 de metri de ultima casă. De ultima casă. Da. Da, are dreptate, domnul Ticu. Cineva chiar aduce câini acolo. Acum am făcut poză, dacă vreți, vă arată vreo 7 câini. O căța câine n-am făcut niciodată. O căța mare am sunat pe Gabi, am luat deja legătura cu el. O să se ducă hicherii cu să se vedea. Respectivă și o să vină și ia toți. Da. Și altceva. Eu presupun, acum nu cred că vine cineva din oraș ca să dea câinii tuma în fundul Bogdanii. Dacă chestia asta cu adunatul câinilor este pe fiecare comună, să zic, așa se face acum, eu cred că dacă nu cumva îi aduce cineva din Bucium, din alte comuni, limitrofe, care în loc să plătească ei câte 5 milioane, îi pune într-o mașină, fără numere, îi lasă pe dealul, îi la proști din Ștefan cel Mare. Nu știu, asta... Nu putem credeți. Dacă vine seara, că nu avem mașina de deci până nu a fost chestia asta ca să ia domnul meu, al dracului nu a fost niciun câini. Practic. Acum de când erau, dar străini, vreau să zic străini. Nu erau așa mulți. Nu erau așa mulți, uite. Nu lătrau românește? Da, să ia de gând. E adevărat, dacă vedeți 7, dintre care 3-4 nu i-a văzut nimeni până acum. Deci, presupun una, zic și eu, de unde n-ai bătătit? Pot fi și câte în curții de oameni. Nu există, nu există. Eu cred că dacă... S-a foarte mulți de pe toate... Deci noi plătim, la, plătim 5 milioane de câini, nu? Da. De ce altă comună nu i-a adus? Nu rămân 10 când, du-te-i colo, 4 colo. Da, hai să rămân și noi să ducem la căi. Nu, uite, ne-a Ticu, de exemplu, legea dacă ne obligă, legea ne obligă să avem depozit pentru câini sau contract cu o firmă specializată. Da. Și fac alte comune, nu este treaba noastră. Uite, vorbim cu nenea Ticu când îi vede, sunt la poliții. Mai vorbim și ceva pozitiv. Lumea din Gărbovan, nu știu cine a participat, domnul primar sau domnul Ghece, mulțumită din cum s-a reparat că trebuie că domnul ăla. Chiar mulțumită, chiar așa a fost o discuție, nu? Așa, mai vorbiți pozitiv, aia sunt câini, mâțe... Dar ce, era negativ de treaba asta? Da, câini îți dau eu dacă vrei. Așa, și sperăm puțin, da măi, sperăm să terminăm cu dispensarul ăsta, o mare. Mult nu mai e, mult nu mai e, lucrările merg. Aici, asta ne interesează, școli, dispensar, drumul, din punctul meu de vedere. Acum ăsta trebuie să termină și cu dispensarul și cu alimentarea cu oameni. Iar atâta scandal pentru trei becuri de, trei becuri care nu ar pe nevoie, nu știu dacă trebuie atâta, ce gluri, când nu trei becuri. Asta e, trebuie să vorbim ceva, trebuie să spui ceva. Nu vii Anatarul ăsta aici la bancă. Da.
Uitați, eu am vorbit cu patronul de la firma care face mintenanță la iluminatul public și mi-a spus că a schimbat 4 becuri pe Negoiești. Nu există să schimbă 4 becuri pe Negoiești, pe ce aparțin din Petelbăi. Dar în Gărbovan am mers toate becurile, pentru că mă dumneavoastră acolo că e mai greu. Nu poate să-mi spună mie. La șosea este. Dar eu nu știu nici satul Gărbovan. Săptămâna trecută a fost la Rădeana și a făcut toată Rădeana de pe cap în tap, într-altul. A schimbat tot ce a găsit, lăm, becuri, tot absolut. La două zile, azi eu, seara, așa am verificat, erau 3 becuri arse. M-am sunat, i-am zis, băi, acolo de cine ai schimbat? Am schimbat, cum să nu schimb. De la diferențe de temperatură, de la cap. Ei, vin aprind luminat, au și un termen de garanție. Când s-ar la tine în casă, la tine în casă, să să-i material acum, dar băi, băi, faci ca doar, mă rog, dar trebuie să vorbesc. Da. Deci, iau și o cuvânt de nu, dar de, nu, nu, chiar am. Păi, dar prioritatea au consilieri și cei din exterior. Trebuie să toaletăm un pic tot traseul de electrificare, mai ales la corbul, la, aici, în corbul, la Babatița. Au crescut plengile iarăși și la vânt, la ploi, decuplează tablouul. Apropo de asta, încerc scuze. Deci, haideți ca să vă spun. Și la Gărbovan sunt probleme. Cu defrișările, cu toaletatul. Deci noi o să facem o acțiune începând de la 1 octombrie. Acum este sfârșit de lună. Cei de la 416 și-au cam făcut ore de... și-au prestat ore de... pe care iau acolo social. Și de la 1 o să-i avem masiv și o să punem pe mai multe sate. Noi oricum trebuie să pregătim, nu neapărat pentru... rețeaua ei. Pentru dezăpezire. Da, pentru dezăpezire trebuie să pregătim toate drumurile, toate ulițele, ca să poată să aibă acces utilajele pentru dezăpezire. Deci de la 1 octombrie o să facem echipe și pe toate satele. Da, oricum mulțumim pentru ieșirea în câmp la Livad, ieșirea la, în câmp la Pripor. O ieșit foarte bine drumul. La Bogdan. Și la Ciopești și, la, și pe drumul care era prima dată s-a făcut drumul. Ei, mai facem și lucruri bune de greșeală. Problema la când avem era, ce care era necesar, mă rog. Când n-avem ce face. Așa. Aveți cuvântul. Ne dați un nou să înțelăm prezența. Domnul Gata. Păi nu, am probleme cu tensiunea, nu vreau să merge la 26. Să vedeți prezența să plăie, care e problema? De la fel, ce e marța? Păi, vedeți? Atât. Voi și da, care? Se poate? Da, se poate. Da, se poate. Da, se poate. Da, se poate. Da, da. Dar chiar în ședința de Consiliul Local, ce nu e la primărie? Nu, este o problemă care ne privește pe noi. Deci ședința de Consiliul Local este centrul comunitate, proiectul de probleme care se ridică în interesul cetățenilor. Da. Să rămână să trăim. Ca și cetățenii au comunii și mai mari. Da, dar ușa la mine este deschisă permanent. Vă rog să spuneți când se va soluționa problema oamenilor cu apa, problema apei oamenilor din comună, din Vișoara. Dacă aveți o soluție pentru ei. Știu că sunt copaci de calitate și asta, dar... domnul Chiar, în ce calitate vorbești dumneata? De cetățean. De cetățean? Al cărui sat? Al comunei și mai al cărui sat? Satul Negoiești. Așa, te interesează pentru mine ta ca cetățean, deci dacă consilierul nu ridică problema alimentării cu apă în satul Vișoara, te interesează pentru mine ta ca cetățean al satului Negoiești? Da. Da? Sigur. Nu cred că te interesează. Așa că punem pe hârtie și ca să poți să-ți facă un răspuns. Ca să ne pregătim și trebuie să facem. Ca să vă demonstrez, mă interesează, deci dacă trebuie pompe și nu aveți bani pentru pompe, nu mă oferiți să le cumpărăm. Din bani. Noi am schimbat două pompe de cer. Sunt pompe noi. Nu știu ce apă. Păi nu este apă. Asta nu înseamnă că sunt pompe. Da, da, la fântânii de la Dial, sunt plini. Ceva nu e regulă acolo. Deci nu se scurge apa din ele. Acolo nu e amorsată în turnele. Domnule, cât te interesează pe tine ca și consilier, nu știu, cred că eu, că mai tare le interesează pe chiar la anul, de la pentru că noi am avut o discuție și s-a zis să duci la Nea Nicu Bondă, unde-i fă la Nea Nicu Bondă? Și noi era
Domnul Claudiu, da, iată acolo, ca să nu umpli oricine, ca să deschidă, să închidă. Dar nu ia apa la mine. Păi nu curge, nu curge, nu s-a pus de pont. Eu asta... Unde se intră un terminal dacă ești cu ea? Cine ai bunul răspund. Dar de unde se iau? A fost de două ori acasă la ei. Și nu trebuie să iau. Bun, și ea a spus domnul ăsta, roagă, ne-a venit să mă suni sau domnul ăsta. Dar sunt mult acum să-l scoți. Hai, deci nu fi prăutăți, mă. Nu, sunt o problemă cu becul, ca... Lasă-l pe chelar, nu, n-ai ridicat. Lasă-l pe chelar, suntem mini. O să fie... Crezi că nu ți-am dat, acum te găsești tu cu bine. Și vă dai un răspuns la... la... problema de la... Dar nu vreau eu răspuns. Da, dar și cu domnul Vice. Și după aia, după cum vădut să continuați dumneavoastră. Instalația e făcută, are 6 ani. Ca orice instalație în cadea aia, cadea aia, cadea aia, s-au schimbat pompele. Iar acum s-au defectat supapele de sens. Din cauza la supapele de sens, care s-au pus să știi, presul să știi, presul să știi, dar mare parte, mare parte. Și o să se schimbi și alea și dacă nici... Păi am multe bătaie de care o dată instalația aia acolo ca să nu zice că nu, să zice că nu suntem interesați. Deci zic că cineva. Nu interesul primăriei, este interesul. Dar dacă un lucru se defectează, nu trebuie ceva. Problema nu mai e din... din și nu sunt pompele. Problema nu mai sunt pompele acum, nu știu. Nu sunt pompele. Am verificat și că am zis, băi, poate rișa cu la pompă nu țin. Supapele de sens nu țin, atunci apa urcă la deal, senzorul ăla golește până rămâne fără apă și oprește pompa, da? Și am zis, dacă supapa de rișa care iese din pompă nu ține, toată apa se întoarce înapoi. Asta ar fi o sursă, dar nu, nu e exclusă. Adică, așa spun instalatorii. Da, noi ne dăm cu părerea, facem. Ce am putut să fac? Deci ce-o depins de noi, am schimbat pompele, motoarele, știți foarte bine că în urmă cu două săptămâni s-au ars motoarele ambele și la ardea, inclusiv într-o seară. Nu-i bine a nimănui că s-a ars. Au fost o fluctuație de curent. Au fost o fluctuație de curent, nu-i o ars. Adică dacă erau, dacă era numai una, ziceam că, eu știu, de probleme de funcționare. Au fost amândouă plus aia de la ardea. Aia la ardea era, da, e mai simplu de schimbat, dar rezolvat ușor a doua zi. Le-am schimbat, le-am pus noi, nu știu de ce nu funcționează. Am vorbit cu cei de la Galați, de unde am luat pompele, au zis să scoat, să scot o pompă afară, motoarele n-au de ce să fie vinovate, fiindcă funcționează, să scot o pompă afară, că sunt noi, și să o trimit acolo să vadă dacă nu cumva e din fabrică ceva. Dar, mă, nu știu, de parte gândul că ar fi probleme la amândouă. Chiar amândouă să aibă o problemă. Nu știu, am să fac și lucrul ăsta. Nu mai știu ce să-i mai fac. Tot mă zbate de... Mă dau peste cap total ca să rezolv acolo problema, să fie totuși decât apa. Nu știu cum să... Deci nu scumpire din vinovare. E altceva și nu găsesc problema. Am întrebat instalatorii, stânga, dreapta. Mi-am zis că, băi, e posibil să fie supapele alea din sens, clapeții din sens. Sunt stricați, nu mai țin, ori pe blocat și sunt numai jumătate deschis și nu mai face presiunea normală care trebuie să o facă, ori rămân pe deschis și în momentul în care pompa rămâne fără apă, puțul rămâne fără apă, vine toată apa după coloană, în pauza aia în care stă pompa și până trimite iar înapoi, nemai blocând supapa de sens, merge foarte, foarte greu și de aia ajunge foarte greu. La așa spun instalatorii, nu știu ce zic. Știți veceul, știți sistemul de la veceul, de la cisterna veceului, plutitor? Există așa ceva acolo? Să se oprească pompa când se adună apa? Da, sunt senzori. Dacă sunt senzori, ce se face? Păi, în ce modul? Un verificator de proiecte și-o pus ștampila pe proiectul ăsta. În momentul în care de-aia se opresc... Sunt soluții tehnice, acum după ce au fost... Eu am întrebat de oameni să opresc. Când oameni să opresc, când e până zeta. Sensul aia dau o bandă. Nu este să opresc în momentul în care rămâne fără apa. Deci fiecare pompă, mai ales astea submersibile de mare adâncime, sunt prevăzute cu niște senzori. Păi capul sunt montați niște senzori. Pentru care ajunge și scade apa sub senzori respectiv. Nu vă da, explici proiectul, nu da, de la... cum funcționează. Da. Deci că altfel dacă ar... Așa că pompe avem, păi
Florin. Da! Da! Deci păstrează banii, pune pe cineva cu banii aia să-ți facă curățenii pe zona drumului, dreptul proprietății tale. Băi, sigur că da, nu pot irosi banii pe investiții care nu-și obțin. Da, da. Doar dacă vrei să cumperi două pompe din rezervă. Să avem rezervă, că acum avem. Dacă nu mai sunt diversi, încheiem ședința. Consiliului.